Lucian Trif, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Zalău, a declarat că în perioada 7-21 februarie, polițiștii locale au aplicat un număr de 48 de sancțiuni contravenționale, din care 20 cu amendă și 28 cu avertisment scris, în valoare totală de 2.460 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate și de această dată șoferilor identificați că au parcat la voia întâmplării. Alte 9 sancțiuni au fost aplicate pentru apelarea în mod repetat la mila publicului de către persoane apte de muncă, iar alte 8 sancțiuni au fost aplicate unor persoane surprinse că au răscolit gunoiul din containere cu scopul de a recupera diferite obiecte. Tot în perioada menționată, polițiștii au sancționat 6 cetățeni care au călătorit fără bilet pe mijloacele de transport în comun, 2 cetățeni care au aruncat mizerie pe domeniul public, precum și o persoană care a lipit afișe în alte zone decât cele amenajate și o alta care și-a lăsat animalul liber pe spațiul verde. Lucian Trif a mai afirmat că în această perioadă au fost legitimate un număr de 129 de persoane care au încălcat prevederile legale sau au existat indicii sau suspiciuni cu privire la aceasta, adăugând de asemenea că tot în ultimele 2 săptămâni la dispeceratul instituției au fost primite 58 de sancțiuni.